Salutare YouTube, eu sunt Robert Toma și tu ai ajuns la finalul vlogului. Sau, de fapt, cred că ăsta o să fie începutul. Da, cred că o să fie începutul chiar dacă este finalul zilei. Cred că asta am vrut să spun. Am ajuns eu la finalul zilei, dar vlogul începe acum. O să fie undeva pe dreapta, cred că la primul se va face. Bine ai revenit. Zine repede dacă ai putea să pui tot conceptul ăsta, chemă și pentru poți că e greu și trebuie să spui 1000 de cuvinte, dar ar trebui să punem așa în câteva cuvinte. Ce-i spune? Reconnect with the human inside. E motto-ul nostru. Dacă totul lumea crede că reconnect with the human inside înseamnă yoga, nu neapărat yoga. Înseamnă pur și simplu să aduci puțin mai calitate în viața ta, în viața de zi cu zi, să trăiești mai bine, să ai o viață mai calitativă. Asta spunem noi că este datoria noastră și asta încercăm să facem. Îmi place la tine că tu ești tipul de antrenor care nu antrenează doar mușchiul ăsta, antrenează și mușchiul ăsta. Exact, și pe asta și pe asta și spun tot. Crezi o față, poate nu-ți pare că e o față de lupa. Ba da. E mai futurist așa, treaba e. Ușor încep să se vadă îmbunătățiri. Îmbunătățim mobilitatea articulațiilor și flexibilitatea musculară. După cum se vede la mișcarea asta, nu prea există. Cel mai important la fiecare antrenament este să începem cu o încălzire. Indiferent de antrenament, indiferent ce facem, nu contează, încălzirea este cea mai importantă. Prin încălzire pregătim organismul pentru efort, să nu creștem efortul fizic brusc, când creștem treptat și pregătim organele pentru efort și pentru procesul de producere a energiei. În primele câteva minute de antrenament se numește antrenament anaerobic, după aia poate deveni antrenament aerobic, în funcție și de tipul de antrenament. Eu nu prea sunt aerobic așa. Tot timpul când ai impresia că faci acasă, că poți să-ți iei tot ce vezi aici, poți să-ți iei și acasă, dar e o diferență. Acasă nu prea faci. Nu le faci de obicei. Sau dacă le folosești, poți să le folosești și greșit. Benzile de alergat și bicicletele luate acasă devin cu ele de haine. Mai avem o bubăle. Vorbim la bunelul. Nu e așa ușor cumpăre. Nu e deloc așa ușor cumpăre. La el, am putea spune că reparăm, dar nu recuperăm. Sunt pur și simplu exerciții efectuate corect și un antrenament personalizat în funcție de problemele fiecăruia. El are o anumită problemă și să începem cu niște exerciții pur și simplu, am putea agrava problema. De când cu muzica asta au început și problemele astea cu spate? Muzica vine cu durere de spate. Vine la pachet. Exact. Cu durere de spate, dacă nu ești atent, mai ales cum stai pe scaun, postura, că eu tot timpul am stat în toate pozițiile pământului pe scaun și cu cât stai mai mult și nu ții pauze. Da. Că stai 10 ore pe scaun și nu ți-a dat nicio pauză, atunci intervin problemele. Ca și la orice altceva, indiferent că stai la birou și îi produci niște date în calculator sau că faci muzică. E același lucru. E cam același lucru. Unii zic că depresia este problema secolului, boala secolului. Cred că problemele de spate au întrecut depresia. Da. Expir. Da. Adăugăm greutăți. Așa e și în viață. Prima oară faci cu bara asta, îți faci greu pe bine. După aia se mai dau. Se mai întâmplă și invers. Da. Se ridică de tonă. Da. Pentru cine se uite, e important de specificat la exercițiul de întins la piept cu bara de pe bancă. Robert acum ține picioarele pe bancă. În mod normal nu se țin picioarele pe bancă, dar el având problema cu spatele. El ar ține picioarele jos și ar arcui spatele, există mari șanse să lovim zona afectată. Și de asta el ține picioarele pe bancă, dar în cazul unui spate sănătos, nu mai ține pe bancă. Duc parada asupra pieptului. Expir. Inspir. Expir. Așa. Inspir, expir, inspir, expir.
să merg acum la Răi la Buni și n-o să pot să intru în platou, să zic, hei, stați un pic, stați așa. Cum, da, piesa, acum am lansat-o. Mă place? Da, piesa, mă place piesa. Așa că am ajuns la finalul ședinței de antrenament. Mare drag. Sunt mult mai fresh, chiar sunt mult mai fresh. Am venit foarte morcovit și lipsit de placă și fără energie și trec mult mai fresh. După antrenament, nu vreau dacă sunt mai bine. Mă duc pe sală. Nu se mai putea. Nu mai puteam. Corpul îmi zicea, nu știu, bagă ceva repede de mâncare, nu știu, shawarma ceva. Este un moș oricum. Da, unde stai vreata de mașină? Hai să venim la face frumos. Să încercăm. Să de mață. Să nu ne riește, lasă să dau. Cinci, patru, trei, doi, unu. Uite așa am ajuns iar la finalul zilei. Astăzi a fost o zi foarte interesantă. Ce am făcut astăzi? Am fost la sală. Da, nu se vede atât de mult, știu. Dar eu fac sală să mă întrețin, adică nu. Fac sală pentru că dacă faci sport, dai randament mult mai bun în tot ceea ce faci. Și chiar am observat la mine că de când fac sport mai des, sunt mult mai eficient. Da, chiar sunt mult mai eficient. Totul funcționează mult mai bine. Chiar și Cristi spunea asta, că dacă faci un sport și ești consecvent, ești mult mai eficient pe toate domeniile de activitate. Mamă, zici că-s de la IT, așa vorbesc. Țin pasul cu vlogul ăsta, se schimbă multe lucruri în viața mea odată cu vlogul. Vlogul nu e doar o chestie pe care o pui pe YouTube. Vlogul cred că este mai mult un stil de viață și chiar încerc să țin pasul cu treaba asta. Chiar dacă fac mai multe nopți albe, stau și să montez, să și filmez, nu prea pot. Am noroc cu Roxy care mă ajută cu filmatul de cele mai multe ori. Și încerc să vorbim tot felul de chestii pe care le-am pe suflet și chiar aștept de la voi în comentarii să-mi spuneți despre ce credeți că aș mai putea să vorbesc cu voi. Aștept sugestii și dacă vă place ce fac și vreți să mă susțineți, un subscribe și un like. Pentru că suntem la început, dar orice lucru are un început. Așa că mă bucur de fiecare vizualizare și o să mă bucur în continuare chiar și când vom avea 1 milion de vizualizări. Vă pup! Seară bună!